Clubul sportiv municipal Giurgiu a participat în perioada 3-5 mai la campionatul național de tenis de masă rezervat juniorilor 2. Competiția s-a desfășurat în sala sporturilor din Buzău. Formată din numai 3 sportive, delegația condusă de antrenoarea Mirela Ciobanu a reușit să câștige o medalie în proba de dublu feminin prin perechea Teodora Ciulică-Denisa Chireceanu. Giurgiuvencele au suferit o singură înfrângere în semifinale contra perechii ce avea să câștige competiția, Dina Diaconu, Andreea Dragoman. Am rămas în primele 16 la fel ca și celelalte două. Și cu Denisa am luat la dublu, am făcut amândouă perechi și am luat locul 3. Ce poți să ne spui despre celelalte adversare? Le cunoșteați sau sunt mult mai valoroase decât voi, poate și mai experimentate, mai mari ca vârstă? Noi știm cam toate jucătoarele cu care am jucat la concurs acum. Pentru final am jucat cu favoritele numărul 1 și acolo n-am avut neapărat pretenția să câștigăm, trebuia doar să jucăm și să ținem mingea pe masă. Și nivelul a fost destul de ridicat, dar în primul rând anul ăsta este mult mai greu pentru că avem și examene și n-am mai venit la antrenamente zi de zi. Dar totuși ne-am menținut și așa, destul de bine. Cealaltă reprezentantă a CSM-ului, Andreea Pantelimon, a făcut pereche cu o sportivă din Slatina, reușind să pătrundă în optim. La individual, Denisa Chireceanu a ajuns până în optim, în timp ce Teodora Ciulică și Andreea Pantelimon s-au oprit în 16-imi. Păi la individual am reușit și eu până în primii 16 și la pereche am făcut cu o fată mai mică, dar am reușit până în primii 16 să intru și cu acea fată. Rezultatele sunt cu atât mai valoroase cu cât sportivele de la CSM Giurgiu au recunoscut că examenele care se apropie cu pași repezi le fac să acorde tot mai puțin timp antrenamentelor. Examenele sunt aproape și trebuie să învățăm, da, și la antrenamente venim și, după cum vedeți, reușim să ne menținem destul de bine, chiar dacă avem lipsa de antrenament. La fel și pentru tine, Teodora, sau tu vii și te antrenezi singură pe aici? Eu vin și mai rar decât ele, din păcate, am aproape în fiecare zi meditații. Mă rog, încerc să le împarc cum pot și să ajung în ambele locuri. Următoarea competiție la care CSM Giurgiu va participa, campionatul național rezervat juniorilor 1, are loc la finele acestei săptămâni la Arad. Echipa giurgiuveană va fi prezentă în aceeași formulă, deși toate cele 3 sportive sunt mai mici ca vârstă decât majoritatea adversarelor. Este mult mai greu, dar mergem spre performanță și vom vedea ce vom face. Sperăm să fie destul de bine și acolo.